Evenimentul rutier a avut loc seara trecută pe drumul județean 296, în afara localității Cișmea. O căruță a fost izbită în plin de un autoturism în care rula în spatele atelajului pe același sens de mers. Se pare că bărbatul care conducea atelajul purta vestă reflectorizantă și avea lanternă, însă șoferul de 24 de ani nu a putut evita impactul, care a fost unul puternic. Atât căruțașul cât și conducătorul auto au fost răniți. Căruța a fost avariată, iar din păcate calul a murit în urma accidentului. În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Urmează să se efectueze cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier. Conducătorul auto și căruțașul au fost testați alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ în ambele cazuri.